Proiectul are drept obiectiv stoparea și scăderea până în anul 2020 a tendinței de supraponderabilitate și obezitate în rândul adolescenților din România prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Aceste unități vor avea drept scop simularea interesului copiilor pentru educație fizică și sport, precum și dezvoltarea unor comportamente privind o alimentație sănătoasă. La buna desfășurare a proiectului vor participa 5 licee, 5 școli generale și 8 grădinițe. Sprijinul din partea finanțatorului constă în materiale sportive în valoare totală de 37.000 de lei. 18 unități școlare din județul nostru sunt implicate în proiectul creșterea accesului la servicii de prevenție medicală primară pentru copii și adolescenții din România. Alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul copiilor și adolescenților din România. Proiectul este inițiat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică București, prin Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu și este implementat la nivel național în perioada 2009-2011. În cadrul conferinței, inspectorul Carcalete a anunțat cu mândrie că elevul Cancea Mihai din Rădăuți va participa la Olimpiada Balcanică de Informatică ce va începe pe 3 iulie la Bistrița Năsăud. Potrivit acestuia, duminică 19 iunie la Conacul Domnesc vor fi sărbătoriți și premiați olimpicii naționali din județ. Anul acesta, evenimentul ajunge la cea de-a treia ediție, iar ca noutate vor fi invitați și profesorii pensionari din județ care au avut elevi cu rezultate bune la olimpiadele naționale. Cei 159 de elevi despre care este vorba vor primi diplome și medalii. Duminică 19 iunie, anul curent, cu prilejul sfârșitului de an școlar, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava organizează în sala polivalentă a complexului Conacul Domnesc cea de-a treia ediție a Galei Olimpicilor Suceveni, eveniment anual de recunoaștere și recompensă a elitei școlare. Sunteți deja obișnuiți cu acest eveniment. Scopul acestei manifestări este sărbătorirea elevilor premianți la faza națională a olimpiadelor școlare din acest an, împreună cu profesorii îndrumători, directorii unităților școlare de unde provin acești copii, inspectori școlari, reprezentanți ai comunităților județene și locale, personalități politice, oameni de cultură, reprezentanți ai mediului de afaceri și, evident, mass media. În legătură cu bacalaureatul, Petru Carcalete a declarat că nu sunt probleme de niciun fel și că deocamdată nimic nu a perturbat buna desfășurare a acestuia.